câine de luptă, fără lesă, fără botniță, în stradă, fără gard. Drumul taberei București. Proprietarul merită o amendă. Mai ales că și el și fiorțul sunt fără mască. Deci încalcă cel puțin două legi. Ați sesizat că e cam ilegal și periculos. Vă ascundeți după copaci. Să muște pe cineva, o să aveți dosar penal și atunci o să vă liniștiți. Rugați-vă să nu omoare vreun copil, vreun bătrân. Încă un cățel fără botniță, fără lesă. În loc aglomerat. La intersecția Valea Oltului cu Valea Ialomiței, la un centru comercial. Măcar proprietarii poartă mască.